Cel puțin 8 oameni au fost uciși, iar alți 67 au fost răniți după ce rușii au lovit cu 2 rachete centrul orașului Pakrovsk din regiunea Donetsk. Mai multe blocuri de locuit au fost avariate. Eforturile de căutare și salvare sunt în desfășurare. Președintele Volodymyr Zelensky a condamnat atacul inamicului asupra civililor și a amintit că, opunând rezistență Moscovei, Ucraina apără și alte state, inclusiv Republica Moldova. Alarmele aeriene nu contenesc în mai multe regiuni ucrainene. Centrul orașului Pokrovsk a fost lovit cu rachete Iskander de 2 ori în mai puțin de 1 oră. Au fost avariate mai multe blocuri locative, un hotel, restaurante, magazine și clădiri administrative, a transmis guvernatorul regiunii Donetsk. Printre victimele atacului se numără mai mulți civili, printre care și copii. Gata, maiecle. Avioanele rusești au tras și asupra satului Krugliakovka din regiunea Harkov. Drept urmare, 2 civili au fost uciși și 7 persoane au fost rănite. Potrivit autorităților, rușii au atacat cu 4 bombe ghidate, iar în timpul celui de-al doilea bombardament au fost folosite muniții cu dispersie. Președintele Volodymyr Zelensky a exprimat condoleanțe familiilor celor uciși de bombardament și a amintit și de războiul ruso-georgian din 2008, precizând că ocupația rusă rămâne o rană pe corpul statului din Caucaz. Коли Україна переможе в цій війні, і це не тільки Când Ucraina va câștiga acest război, nu numai că va opri extinderea apetitului agresiv al Rusiei, dar va salva și alte națiuni de la ceea ce trăim noi, Ucraina, Georgia și Republica Moldova. Victoria noastră va readuce normalitatea pentru toată lumea, va pune capăt ocupației ruse. Ucrainenii sunt solidari cu poporul Georgiei și le mulțumesc tuturor cetățenilor georgieni care apără libertatea alături de noi. Разом з нами захищаю свободу. În același timp, Volodymyr Zelensky a declarat că forțele ruse suferă înfrângeri cruciale pe frontul din Bahmut. Potrivit unui raport al armatei ucrainene, numărul militarilor ruși uciși pe câmpul de luptă de la începutul invaziei ar fi ajuns la 250.000. Totodată, Kievul a obținut eliberarea a încă 22 de prizonieri de război. Slavă Ucrainei! Datorită băieților noștri m-am întors din iad, din captivitate. Vă mulțumesc tuturor, vă iubesc pe toți, vă sărut pe toți. Slavă Ucrainei, slavă eroilor! Între timp, Statele Unite au aprobat primul lot de 31 de tancuri Abrams, care ar trebui să ajungă pe câmpul de luptă până la începutul toamnei. Militarii ucraineni deja se antrenează pe aceste tancuri de un an în Germania.